Discutăm despre economie. Desigur, economia României este foarte afectată și am să spun cu părere de rău că din ceea ce s-a prezentat în emisiune, desigur, ați văzut că ele se țin în lanț. Dacă industria construcțiilor de mașini nu funcționează, este logică cea a cauciucurilor și a altor ramuri care au legătură cu aceasta să-și reducă activitatea. Dar și în industria alimentară și în agricultura României avem probleme deosebite. Chiar dacă am avut o perioadă când produsele alimentare s-au vândut mai mult decât oricând, să spunem, într-o perioadă destul de scurtă, totuși acum problemele sunt serioase. De ce? Puterea de cumpărare a românilor este scăzută. Numărul șomerilor a crescut, deci sunt foarte mulți români care trăiesc din ajutorul de șomaj, care este un venit mai mic decât și salariul minim pe economie în cele mai multe situații. Sunt închise în continuare restaurantele. Turismul se face într-un procent mai redus în această perioadă decât aceleași perioade ale anilor trecuți și atunci, evident că vânzările produselor alimentare vor scade. Nu trebuie să ne gândim numai ce este la raft și ce cumpărăm noi zilnic pentru casă, pentru alimentație. Trebuie să ne gândim la ceea ce se vindea în restaurante, în zona hotelurilor cu restaurante, în zona fast food-urilor, care desigur mai produc puțin pentru acea formă de a duce mâncarea acasă la comandă omului, dar încă o dată subliniez, sunt reduse. Mai mult decât atât, s-au creat foarte multe stocuri. Gândiți-vă, spre exemplu, la industria laptelui, care este obligată în continuare să cumpere laptele conform contractelor de la fermieri, pentru că vânzările au scăzut, s-au creat cantități uriașe de produse greu de depozitat, greu de susținut, pentru care am cerut sprijinul guvernului. Morăritul și panificația este o zonă în care întotdeauna am reușit să cumpărăm cantitatea de grâu necesară procesării pentru o perioadă de la recoltă, undeva din august, să spun așa, până prin februarie, cel mult martie, după care am început să importăm la prețul mult mai mare. Am cerut sprijin de la guvern în sensul de a ne acorda niște credite cu dobânzi mici, un sprijin desigur financiar, care să ne permită să cumpărăm cantitatea de la o recoltă la alta, să o depozităm, astfel încât măcar pe perioada unui an să avem garanția că există materie primă și că nu se schimbă prețurile la pâine și alte produse de panificație. Acest sprijin n-a venit încă. De discutat, nu prea se discută cu noi. Adică lucrurile sunt destul de dure din punct de vedere al pieței și al activității. Pe de o parte, încercăm să rezistăm pentru că industria alimentară în această perioadă de pandemie, vedeți, a stat pe front, cum s-ar spune, ca să producă în continuare. Toate costurile și cheltuielile au fost făcute de societățile comerciale. Sunt societăți unde o dată pe săptămână se fac aceste testări angajaților. Sunt cheltuieli făcute de companie care în mod normal ar trebui să se regăsească în costuri. Așteptăm să vedem și care vor fi soluțiile din partea guvernului, pentru că trebuie să fie sprijinite, domnule Frumosu, cu siguranță toate aceste industrii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru explicații. Stejarul